Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută în această zi de 7 iunie, ești ambițioasă, absorbită de grija pentru succesul tău, poți recunoaște imediat o oportunitate care îți poate transforma visele strălucitoare în realitate. Ești în căutător al adevărului. Ești înzestrată cu o minte care lucrează ca o mașină în mișcare perpetuă. Uneori vrei să-ți dezactivezi gândurile, dar gândirea constantă îți permite să evaluezi rapid situația și oamenii, să înțelegi ce sunt cu adevărat. Spre deosebire de ceilalți gemeni, rareori arăți superficialitate, continuând să-ți lorgești cunoașterea în problemă până când ajungi la adevărul absolut, oricare ar fi el. Tu nu numai că ți pasul cu viața publică, ci poți dicta deseori moda și stilul comportamental atât într-un anumit grup social, cât și într-o familie. Personalitatea ta colorată este uneori visătoare incorigibilă, dar mai multă decât oricine, știi să răspunzi așteptărilor și dorințelor altora. Cu toate acestea, în unele cazuri, încrederea în sine și carisma ta pot aduce la dezamăgire, deoarece ca lider nu corespunzi cu adevărat. Cu toate acestea, cu un anumit grad de risc și curaj, reușești să atragi simpatia societății. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, ingeniozitate, învățare bună, gândire logică, flexibilitate. Dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrez pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșelate poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mult se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur, te a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizez tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor, planeta ta în exil este Jupiter, lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a separa cele importante de cele secundare și promiscuitate, te distingi cu intelectul și dorința ta de a ajunge la adevăr, ești un adevărat căutător de adevăr, pe de altă parte. Influența zilei de naștere este de așa natură încât de devii un muncitor încăpățânat, care nu va pierde niciodată șansa. Se întâmplă să obosești de gândirea constantă, dar puterea deducției te ajută să navigheze în viață, să le mai bine deciziile, rapid, și să înțelegi bine oamenii. O altă diferență este faptul că pătrunzi adânc în esența lucrurilor de interes pentru tine, în timp ce ceilalți gemeni se disting cel mai adesea prin alunecări de suprafață pe probleme și situații. Pentru succesul pe termen lung, ar trebui să te scufunzi în viață cât mai profund posibil și să nu aluneci pe suprafața sa. Deseori ți se reproșează lipsa de griji, ar trebui să te străduiești să-ți extinzi orizonturile intereselor tale. Poate că ar trebui să-ți schimbi părerea cu privire la semnificația aspectelor materiale ale existenței, cum ar fi mașina, casa, îmbrăcămintea prestigioasă și banii. Acestea va fi, de asemenea, un factor cheie pentru a decide cât de loială și de încredere poți fi. Dacă nu te ridici deasupra ființei, nu poți obține puterea unei relații personale. Tu poți să nu fii conștientă de neajunsurile tale atâta timp cât cineva din cercul interior nu-ți deschide ochii la acest lucru. Formele vizuale și fizice ale exprimării de sine sunt naturale pentru tine, la fel ca limbajul iubirii, dorința de a armoniza și capta pe alții, atât literal cât și figurativ, coincide pe deplin cu abilitățile tale naturale. Tentația se poate desfășura atât oral, cât și fizic. Din nefericire, ceea ce este vital pentru ceilalți, pentru tine nu poate decât să însemne un capriciu trecător. Astfel, în tratarea te există totdeauna pericolul dezamăgirii. Uneori, poți arăta o tendință pentru un comportament excentric foarte ciudat. De fapt, îți este probabil dificil să neci talentul de a înveseli pe alții, mai ales atunci când acționezi ca gazda unei sărbători ai o natură extrem de sensibilă, găsește o mare plăcere în toate formele de mișcare și de contact fizic. În plus, îți place să șochezi oamenii. Ești stăpână pe glume practice. Mai presus de toate, tu disprețuiești pretendenții. Ești mândră că poți comunica în mod natural și, în același timp, rămâi mereu modernă. Divertismentul este ceea ce îți oferă cea mai mare satisfacție. Indiferent dacă tu înseți acționezi ca actor sau privești jocul altora, te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, educată, erudită, îți place să experimentezi și să rătăcești în modă nebună în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cu ceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 7 iunie soartata, ești întotdeauna la curent cu toate evenimentele, cunoști toate secretele vieții publice. Mai mult, tu ai un sens delicat al stilului, o abordare individuală a selecției lucrurilor, care te ajută să dictezi moda, să fii generatoarea tendințelor stilului. Foarte des, tu dictezi regulile vieții nu numai în cercul familiei tale, ci și în societate. În plus, Oamenii din jurul tău te ascultă, te prețuiesc și îți respectă opiniile. Tu atragi atenția tuturor. În sufletul tău ești romantică, veșnică și visătoare. Cel mai mare avantaj al tău este capacitatea de a răspunde speranțelor pe care oamenii le au de la tine. Tu știi cum să răspunzi la dorințele celorlalți. Dorești să fii cât mai utilă posibil. Trebuie remarcat faptul că, în ciuda dorinței tale de a fi plăcută societății, nu poți fi lider, nu este inerentă naturii tale. Uneori, încrederea în propria ta forță duce la eșec. La urma urmei, carisma și dorința nu sunt suficiente și este pur și simplu imposibil să mulțumești pe toată lumea, dar aspirația și curajul tău inspiră respectul în societate, tu știi să te faci plăcută cu calitățile tale interioare, Universul te-a dotat cu o gândire nestandard. Creativitatea se manifestă în tot ceea ce faci. Perseverența și credința în muncă te ajută la realizarea obiectivelor. Tu nu te temi de obstacole pe drumul spre succes. Ambiția ta nu te va lăsa să mergi în zadar pentru a obține victoria. Ești gata să faci totul, chiar și imposibilul. În acest scop, constelația Gemenii te ajută. Te-a înzestrat cu un mare potențial și un set de calități unice care pot fi folosite pentru a obține totul. Toate afacerile sunt ușor de acordat pentru tine, principalul lucru fiind acela de a menține interesul în acest proces, se poate spune că ești talentat în toate. Datorită simțului excelent al umorului și a atitudinii optimiste față de viață, ai mulți prieteni, viața ta infectează pe mulți iar alții sunt atrași de tine. Într-adevăr, în prezența ta este întotdeauna confortabil, distractiv și interesant. Mulți caută să te cunoască, dar uneori recunoașterea universală și dragostea au un efect negativ asupra ta. Poți fi acoperită de o sete necontrolabilă de putere, încerci să subjugi oamenii. Tu dorești ca oricine să-ți asculte fiecare cuvânt și să îndeplinească toate instrucțiunile necondiționat, dar acesta este un fenomen temporar pentru tine, deoarece prin natura ta nu ești capabilă să conduci. Însă o minută de negrirea rațiunii te poate costa relații de prietenie. Când un dictator se trezește în tine, aceste lucruri este rău pentru relațiile de familie și cu oamenii apropiați. În astfel de momente este foarte dificil pentru ceilalți să comunice cu tine, prin urmare, astrele te sfătuiesc să nu cedezi acestui sentiment, să apreciezi prieteniile, să recunoști greșelile tale și, dacă este necesar, să ceri iertare. Numai atunci poate fi garantată iubirea universală și o viață de succes, dragoste și compatibilitate, într-o relație apropiată. De multe ori nu ai încredere în sentimentele tale și poți pur și simplu să le arunci fără să le iei în considerare. Pentru a te păstra, partenerul trebuie să găsească o modalitate de a-ți cuceri nu numai inima, ci și mintea. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, Vărțătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărțătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentantă din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării, în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, adesea, nici măcar nu suspectezi slăbiciunile sau neajunsurile tale până când cei apropiați nu ți le arată. Rară ori în interacțiunea și comunicarea ta cu lumea exterioară îți demonstrezi mintea. Cel mai adesea prefer să-ți folosești carisma, adică să faci fascinezi o persoană, să o cucerești prin emoții. Ești o seducătoare adevărată în orice sens al cuvântului, inclusiv flirtul iubirii. Sistemul tău de valori adesea nu coincide cu cel tradițional și adesea ceea ce majoritatea oamenilor consideră important și fundamental în viață, pentru tine este doar nonsens și capriciu. Procedând astfel, adesea frângi inimile și dezamăgești amar fanii sau urmașii pe. Se întâmplă să alegi ca la unor șocuri surprinzătoare a publicului, dar aceasta este o acțiune complet inofensivă, un fel de autoexprimare. Ești capabilă să amuze mulțime și să păstrezi atenția asupra ta. Ești sensibilă și artistică, cum ar fi artele plastice, mișcările elegante, atingerile, dansul. De asemenea, iubești să glumești și să te joci. În ciuda dragostei tale față de natura șocantă și artistică, urăști pe cei care se prefac și poartă măști. Ți se pare că îi pretind că sunt mereu falși? În timp ce tu ești întotdeauna sinceră și deschisă, adori distracția și norice rol, ca instigator și inventator, sau doar ca spectator, sănătate și boli, tu tratezi foarte meticulos atât sănătatea cât și aspectul tău. Prin urmare, ești ușor de convins de oportunitatea vizitelor preventive regulate la medic. De regulă, acorzi îngrijire meticuloasă pentru păr, pile, unghii și figura. O atenție deosebită o acord dietei tale. Chiar dacă nu ai o atracție specială spre alimente sănătoase și adesea te dedici la dulce și alimente interzise, totuși te poți opri la timp și te poți întoarce la o dietă echilibrată. O masă obișnuită, în special în compania cea mai bună, îți dă o mulțime de bucurie. În schimb, tovară și prea grav și plictisitor îți distrug apetitul. Pentru tine? Sportul activ este extrem de atractiv, de asemenea, pot recomanda o varietate de plăceri senzuale și erotice, dulceața iubirii carnale te atrage, de asemenea, dar în știința patimii delicate trebuie să-ți amintești și să te controlezi pentru a nu fi considerată frivolă. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o personalitate intelectuală, cu o imensă imaginație creatoare, ești ambițioasă, persistent în atingerea obiectivelor. Poți avea o natură înfometată de putere, te distingi uneori printr-o sete de putere, o înclinație pentru dictatură. În familie poți avea probleme, conflicte și neînțelegeri. S-ar putea să existe dificultăți în sfera de afaceri din cauza necinstii partenerilor. Dar, după ce ai supraviețuit la toate problemele cu demnitate, Vei putea să obții o poziție înaltă și bună stare dacă vei face eforturi. Sfaturi pentru tine. Controlează-ți puterea de seducție. Îi poți induce pe ceilalți în eroare și vei regreta mai târziu. Încearcă să te simți bine, nu mai fi atât de dependentă de audiență. Studiază-ți temeinic subiectele și expune-le cu seriozitate. Trebuie să-ți folosești forțele și caracteristicile tale distinctive pentru a pătrunda adânc în esența fenomenelor și a încerca să nu aluneci prin viață precum gâsca prin apă. Trebuie să te angajezi în autodezvoltare și autoeducație. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar? Este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta căști pentru telefon, imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, Pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucur că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se reprimești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante sau au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.